Incidentul s-a produs după ce polițiștii de frontieră au observat o cărare făcută din mai multe urme de pași, dinspre graniță, până la o gospodărie din localitatea Frătăuții Noi. În curtea gospodăriei, polițiștii de frontieră au văzut mai multe colete de țigări în remorca unei camionete. Proprietarul gospodăriei nu a permis accesul polițiștilor de frontieră în curtea locuinței și, împreună cu un vecin, a incendiat țigările și camioneta. Polițiștii de frontieră au obținut în scurt timp mandate de percheziție și au descins pe proprietatea suspectului. În autoutilitar au fost descoperite pachete de țigări distruse și incendiate de proveniență ucrainană. Mașina și țigările rămase au fost transportate la sediul Poliției de Frontieră pentru continuarea cercetărilor, rezultând cantitatea de 3.179 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană în valoare de 37.200 de lei. Din verificările efectuate s-a stabilit faptul că în autoutilitară s-au aflat inițial aproximativ 20.000 de pachete cu țigări, majoritatea dintre ele fiind distruse în urma incendiului. Cele două persoane sunt acum cercetate pentru infracțiunile de trecere frauduloasă a frontierei, contrabandă în formă agravantă, obstrucționarea justiției și distrugere de probe. Proprietarul locuinței a fost arestat pentru 30 de zile.